Insider Politic. Bună dimineața, sunt Sebastian Zachman și vă invit la Insider Politic. Treceți autostrăzi române Carpații. În ce an se va transforma acest îndemn în realitate? Sau mai degrabă, în ce viață? Va reuși guvernul să convertească miliardele din PNRR în kilometri de drumuri până la ghilotina din 2026? Răspunde imediat ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu. În următoarea oră vom zbura deasupra unui cuib de sinecuri numit Tarom și vom rula cu viteza melcului pe căile ferate române care leagă două necunoscute. Nu știi niciodată când pleci și nici când ajungi. Construim și viitorul politic. Va prelua PSD comanda guvernării anul viitor? Cine va fi candidatul la prezidențiale și cum se spune adio UDMR în maghiară? Aflăm toate răspunsurile. Începem. Domnule Grindeanu, bine ați venit la Insider Politic. Bine v-am regăsit. Ați semnat contractul pentru autostrada care trece Carpații. Vorbim de Sibiu-Pitești. Când va fi gata? Bun, dacă îmi permiteți, aș răspunde un pic mai detaliat. Acest tronson de la Sibiu la Pitești e format din 5 loturi, din 5 secțiuni. La sfârșitul anului trecut a fost semnat lotul 4. La începutul acestui an s-a semnat lotul 2, vorbim de cele mai grele, și în urmă cu câteva zile s-a semnat lotul 3. Deci 2, 3 și 4, cele mai grele loturi din cele 5, au fost semnate în ultimele luni. Pe lotul 1, de la Sibiu la Boița, se lucrează foarte bine în acest moment, iar aici sunt optimist că vor fi dați acei kilometri în circulație până la sfârșitul acestui an. Câți kilometri? 14. E de unde se oprește în acest moment autostrada. Cei care folosesc acea rută știu foarte bine, până în localitatea Boița. E foarte important să menționez acest lucru. Să știți că e gata această lucrare înainte de termen. Ar trebui să fie conform contractului la undeva la jumătatea anului viitor trebuiau să fie gata. Compania s-a mobilizat foarte bine. În acest moment e undeva peste 80%. A început să se toarne inclusiv straturile de asfalt, de uzură, toate acele lucruri care sunt spre finalul unei lucrări. De aici optimismul meu. S-au început lucrările și pe capătul celălalt, de la Pitești la Curtea de Argeș. Eu sper ca acea companie care lucrează acolo pe secțiunea 5 și care a câștigat și secțiunea 3, de care aminteam mai devreme, cea mai grea, cel mai mare contract semnat vreodată de către CNAIR, să-și intensifice ritmul de lucru, astfel încât toți acești termeni prevăzuți în contract să fie respectați, pentru că, iată, avem exemple. Vă dădeam mai devreme exemplu cu primul lot. Mai sunt exemple pe drumul expres Craiova-Pitești. Așa cum știți, acolo au fost dat drumul aproximativ anul acesta, în ultimele două luni, ultimii 20 în urmă cu o săptămână, la aproximativ 40 de kilometri, iarăși înainte de termen. Pe lotul 3 acolo, iarăși semnalele noastre sunt că vor fi finalizat, că va fi finalizat și lotul 3 de acolo înainte de termen. De aceea e foarte important și acesta ar fi apelul meu, ca toți cei care au contracte în acest moment, și se scot foarte multe contracte, domnule Zachman, eu nu înțeleg de ce au fost ținute în toată această perioadă. Am spus și de când am fost ținute. Nu caut, nu sunt pe post de polițist la Ministerul Transporturilor. De predecesorul dumneavoastră, cam aici. Nu, pentru că această chestiune legată, de exemplu, de Sibiu-Pitești, nu e o chestiune care să fi fost blocată doar în anul 2021. Aceasta e autostradă care e cerută de români de zeci de ani să traversăm Carpați. Iată că în câteva luni s-au semnat trei cele mai dificile loturi de autostradă din cele cinci, celelalte fiind deja semnate. De aici, și asta vroiam să vă transmit, noi aproape săptămânal și vedeți anunțurile,
ba adjudecăm un lot de autostradă, ba scoatem la licitație, sunt lucruri care au intrat într-un anumit ritm, care trebuie să se întâmple după un calendar dat de lege, toată perioada de licitație, de contestații și așa mai departe, dar totuși, hai să luăm anii, măcar anii de când am intrat în Uniunea Europeană, 2007. Vorbim de 15 ani. În 15 ani, după 15 ani, să fii capabil tu ca stat, diverse guverne, diversi miniștri, de toate culorile. După aproape sau după 15 ani, mai bine de 15 ani, să fii în stare de-abia atunci sau acum să scoți la licitație, să înceapă efectiv prima autostradă care traversează Carpații, e o rușine pentru statul român. Și mi-asum acest lucru. Am avut diverse poziții în acești ani. Am fost și prim-ministru, și ministru, și pe alt portofoliu, și în administrația locală. Sunt lucruri care pare că n-au mers cum trebuie. Apropo de banii europeni, că ați spus... De PNRR. Da, ați spus și dumneavoastră acest lucru. Bani și care sigur... expiră în decembrie 2026. Exact. Dar aș vrea să fac o... și poate detaliem mai încolo. Aș vrea să fac o precizare. Să știți că e pentru prima dată când, undeva la jumătatea anului viitor, Ministerul Transporturilor, cel pe care îl păstoresc, va termina toți banii europeni cu 6-7 luni înainte de termenul. Știți că vorbim de PNRR sau de ceilalți bani? Vorbim de POIM. În acest moment vorbim de exercițiu bugetar 2014-2020, care are acea regulă de N plus 3. Deci poți să-i cheltui cu 3 ani? Până la sfârșitul anului 2023. Nu s-a și știți foarte bine istoria în toate exercițiile bugetare. Exact. Este pentru prima dată când acești bani nu doar că vor fi cheltuiți toți, ci se vor termina mai repede decât sfârșitul anului viitor. Tocmai de aceea eu vreau să folosesc ultimele luni ale anului 2023 și am trimis cerere către Comisia Europeană că din banii alocați României pe alte domenii și care pare că nu vor fi cheltuiți, că nu toate domeniile vor sta așa cum va sta Ministerul Transporturilor, mă refer la cheltuirea banilor europeni. Eu îmi doresc ca din acea sumă să mai transferăm în jur de 500 de milioane de euro ca să mai pot să finanțez câteva proiecte până la sfârșitul anului 2023. Astea sunt lucruri, am transmis acea cerere, sunt optimist că va fi acceptată, astfel încât să folosim la maxim această resursă extrem de importantă. Domnule ministru, dacă în cel mai bun scenariu, eu, un cetățean care locuiesc în București, mă urc în mașină și plec de pe autostrada spre Pitești, când voi ajunge tot pe autostradă la Sibiu? În primul rând, la Pitești ajungeți repede, că e autostradă. De la Pitești la Sibiu e problema. E autostradă deja făcută. În al doilea rând, pe capete v-am spus că a început lucrul efectiv. Loturile 2, 3 și 4, care sunt și cele mai dificile, sunt în scoase la licitație și câștigate și semnate contractele pe FIDIC galben. Ce înseamnă proiectare plus? Ce înseamnă. Sunt acele contracte tip de la Comisia Europeană, care sunt de două tipuri, FIDIC roșu și FIDIC galben. Sau cele două tipuri cu care lucrăm la Ministerul Transporturilor. FIDIC galben înseamnă proiectare plus execuție, pe baza unui SF care a fost deja recepționat și care e în conformitate cu toate cerințele. FIDIC roșu este direct execuție. Deci ai la bază și SF-ul și proiectul. 2, 3, de fapt toate, și 1, și 2, și 3, și 4, și 5 au fost licitate și adjudecate pe baza FIDIC galben, deci e proiectare plus execuție. Nu e o zonă simplă pe cele trei loturi pe care le aminteam mai devreme. Și există un orizont de timp? 2025-2030? Nu, mult. Eu de fiecare dată, sunt orizonturile date de contract și o să vă detaliez pe fiecare lot în parte, dar de fiecare dată, și de aceea am și spus mai devreme, îmi doresc să se țină de termenii contractului cei care câștigă. Unii dintre ei, și chiar vreau să-i laud, fac acest lucru, alții, de multe ori să știți că există și argumente care stau în picioare de ce există o anumită întârziere pe anumite lucrări. Nu
tot timpul compania este cea care construiește vinovată 100%. Și trebuie să fiu corect și să spun acest lucru. De multe ori, relaționarea cu alte instituții, cu alte primării, nu merge în ritmul în care pe care ți l-ai propus inițial. Exproprieri, mutări de utilități, ca să vă dau doar câteva exemple, traversări de ape, avize de la păduri, de la apele române. Ritmul câteodată nu e cel care, dacă ritmul e prost, nu e neapărat vina 100% a constructorului. Dar toate aceste 2, 3 și 4 au prevăzut, așa cum v-am spus, proiectare plus execuție. Toate variază între 4, 5 ani, cam așa. Deci proiectare plus începând proiectare, de acum. Proiectare plus execuție. Deci până în 2027 cel târziu. Astea sunt termenele date de contract care au fost contract care a fost câștigat. Practic președintele Klaus Iohannis până la finalul mandatului nu va putea merge pe autostradă până dacă acasă. Se începea în 2014 și se mergea cu ritmul ăsta, putea să meargă. Au mai fost și alte guverne. Guvernele sunt. Ați văzut că n-am spus. N-am spus despre o culoare sau alta a unor guverne. O rușine, oricum. Bun. Și mi-asum acest lucru, să spun o rușine ceea ce s-a întâmplat. Am vorbit despre cetățeanul Iohannis care merge pe autostradă până la Sibiu, însă să vorbim și despre cetățeanul Zacman, de exemplu, care vrea să meargă în Moldova până la Suceava pe autostradă. Când vor fi gata autostrăzile Moldovei, vorbim de A7 și A8, sigur, cea care leagă Bucureștiul. Eu vreau să vorbim și de A13. E la fel de importantă, cea de la Bacău la Brașov. Deci avem A7 care nu e mai importantă una decât alta, să fie mai important A7-le decât A8-ul sau A13-le decât A8. Important este să se facă, da. Important este să se facă. Acum, A7 de la Ploiești, pentru că ăsta este traseul, de la Ploiești până la Pașcani este finanțat prin PNRR. De la Pașcani la Siret, la graniță, via Suceava, acea bucată este proiect care este finanțabil prin viitorul exercițiu bugetar, programul operațional transporturi, tot din bani europeni, 2021-2027. Haideți să vorbim, că tot m-ați întrebat de PNRR. Să știți că acest proiect de la Ploiești la Pașcani este, că tot am explicat ce înseamnă FIDIC, este pe FIDIC roșu, adică direct execuția. Direct. Faza de proiectare a fost recepționată, există proiect pe toate tronsoanele și pe toate loturile. Deci această construcție ar trebui să se finalizeze până în decembrie 2026. Eu sunt convins tare să fac cu dumneavoastră un pariu. Facem. Că pe loturi, pe diverse loturi, lucrurile vor fi finalizate mult, mult mai devreme. Și detaliem. 2026, maxim, pentru că altfel pierdem bani. Maxim. Dar putem să detaliem. Deci, vorbim de drumul de la, sau bucata de la Ploiești la Pașcani. Aceasta a fost împărțită în tronsoane sau în secțiuni mai mici. Ploiești-Buzău, Buzău-Focșani, Focșani-Bacău, Bacău-Pașcani. În total, toate aceste secțiuni au 13 loturi de autostradă care sunt în diverse stadii de execuție. De exemplu, de la Ploiești la Buzău au fost deja semnate două din cele trei loturi Ploiești-Buzău. Cel de-al treilea, probabil, fiind anumite contestații la CNSC și existând deja anumite decizii, eu zic că undeva la și cel de-al treilea contract va fi semnat undeva până în jumătatea lunii septembrie. Mai departe, Buzău-Focșani. Săptămâna aceasta, acolo e singura secțiune unde sunt 4 loturi, pe toate celelalte sunt câte 3. Săptămâna aceasta am desemnat câștigătorul pe 2 din 4. Undeva, zic, finalul săptămânii viitoare, dar s-ar putea să fie peste vreo 10 zile, așa, vom desemna și pe celelalte 2. Deci, iată, deja vorbim de 7. 7 loturi din 13. Direct execuție. Mai departe, Focșani, Bacău.
A fost acceptată documentația de către ANAP, a fost lansată licitația. Data de depunere de ofertă este 22 septembrie. Pentru cele trei loturi de la Focșani la Bacău. Bacău-Pașcani. E centura ocolitoare a Bacăului? Eu vorbesc de tot ceea ce ține de licitația. Aceea, acolo e vorba de un pic de altceva. De la Bacău la Pașcani. Iarăși trei loturi, data de depunere de oferte, 15 septembrie. Deci noi în acest an, sigur, n-aș vrea să anticipez și nici nu e normal dacă nu există 15.000 de contestații. Și n-am avut parte în această perioadă de tot ceea ce, să zicem, parcă devenea un film clasic la Cnair, cel puțin. Am putea fi undeva pe finalul anului în situația ca toate cele 13 loturi care au direct execuție de la Ploiești la Pașcani să aibă contracte semnate și să înceapă lucru. Ordin de începere pe cele două care au deja contract semnat au așa, în august, cred că în 11 august, 11, 12, oricum, în această lună, cele două contracte au primit, cei care au câștigat, companiile respective, au primit ordin de începere pe cele două loturi adjudecate deja de la Ploiești la Buzău. Termenele, în general, pentru că vorbim de 13 contracte, așa cum v-am spus mai devreme, termenele de execuție, să știți că sunt undeva la 2 ani. Deci, dacă vorbim de ordinul de începere dat pentru cele două loturi în august 2022, ar trebui în august 2024, acum fiecare, unele sunt 20 de luni, altele sunt 26, în funcție și de complexitatea lotului respectiv, am spus o medie, ar trebui ca undeva în august, să spunem 2024, pe cele pe care am dat ordin de începere să se poată circula. Asta înseamnă cu 2 ani și ceva înainte de termenul limită. Dar mai e ceva. Și eu cred că tot văd că scanează diversi... Nu vorbesc de jurnaliști, pentru că jurnaliștii bine fac. Nu, fostul ministru, Cătălin Drulă, liderul USR, a spus că lucrările avansează rit de melc. Această autostradă. Eu v-am explicat cum stau lucrurile, se pot verifica, nu vreau să comentez ce spun alții, e pe verificată ce vă spun eu, dar mai e ceva, că asta vreau să subliniez. Știți că în PNRR există borne pe care statul român, guvernul, trebuie să le atingă, acele borne, milestone-uri, ca să poată să primească banii prin PNRR. Știți când e borna pentru rutier? Pentru tot ce înseamnă finanțare pe rutier? Anul viitor? Anul viitor, Cnairul, guvernul, trebuie să aibă contracte semnate. Asta este borna în PNR. Pentru 50% din proiectele finanțate. De aceea eu le-am cerut și le-am cerut celor de la Cnair. Eu v-aș ruga frumos, sigur, sunt lucruri care nu țin neapărat de ei, să facem tot posibilul ca până la sfârșitul acestui an, pe A7, să avem desemnați toți câștigătorii și iarăși e cu aproape un an înainte de acea bornă. Eu înțeleg și e foarte bine că există această preocupare, pentru că dacă n-ar fi cineva tot timpul care să îți atragă atenția, există riscul la unele persoane să li se pară că totul e frumos și bine și lucrurile să nu stea așa. Dar m-aș aștepta totuși la o critică constructivă și argumentată, pentru că țin seama de aceste critici atunci când sunt argumentate și pot să recunosc lucruri atunci când greșesc. Nu sunt atotștiutor și nimeni nu e așa. De aceea, asta ce mi-ați spus mai devreme e o prostie, scurt. Ca să închidem acest subiect al autostrăzilor, când va atinge România borna de 1000 de kilometri de autostradă? Acum suntem destul de... Autostradă și drum expres. Și drum expres, exact. Avem 940, dacă... S-au mai dat în circulație acești
peste 40 de, în jur de 40 de kilometri de Dunăre Express în ultima perioadă. Dacă, de ce m-am ferit tot timpul? Să vă spun și din argument să-mi iau angajamente care și-au mai luat și alții și nu s-au ținut de ele. Pentru că pot apărea situații deosebite. Poți să ai surprize plăcute, așa cum vă spuneam mai devreme, legată de secțiunea 1. Dacă acea secțiune, deși termenul e la anul viitor, de pe Sibiu-Pitești, va putea fi finalizată, cu toate celelalte bucăți, eu zic că la sfârșitul anului avem 1000 de kilometri. Deci, cu cei 40 de kilometri deja dați în circulație, suntem pe la 980, 980 și ceva, cu acel tronson plus alte lucrări de acest tip, se atinge. Da, tot nu-i de ajuns. Ce vorbim? 1000 de kilometri de autostradă care parcă nu se văd. Pentru că în acest moment am vorbit de A7 foarte mult pe Moldova și țin la acest proiect. Acest A7 e, dacă vreți, coloana vertebrală a infrastructurii care ar trebui să se dezvolte în Moldova. Dar e A8-ul la fel de important, care Iași, traversează, exact, care ar traversa Carpații. La fel de important este A13, Bacău, Brașov. Sunt, de aceea vă spuneam că e vorba, dacă pot spune așa, de o coloană vertebrală acest A7, dar sunt foarte importante. Cum e importantă și autostrada Transilvaniei, celebră, la începutul anilor 2000, celebru contract pe care îl știm cu toții, și care nu-i finalizat nici măcar acum. Să știți că e la fel de importantă autostrada care merge pe varianta sudică. Sigur, se lucrează acum la Pitești-Craiova, dar e foarte important să legăm Craiova de Lugoj, astfel încât județele din sudul țării să poată să aibă acest acces spre vest. E foarte important A0 în jurul Bucureștiului. Și aici pot să vă spun că pe varianta sudică din A0, adică autostrada din jurul Bucureștiului, pe două din trei loturi lucrurile merg foarte bine. Sunt focusat pe al treilea. De ce? Pentru că îmi doresc la anul, pe tot A0, pentru că ăsta este termenul, la anul, pe varianta sudică din A0, să se poată circula de la un capăt la altul. Adică dacă vin de la Pitești, dau un exemplu, pe autostradă, am intersecția cu azi și vreau să merg la Constanța la Mare, folosesc această variantă și sunt pe autostradă fără întreruperi. E un lucru foarte important, un pic pe unul din loturi ritmul nu e cel care trebuie și acolo deja am emis un certificat negativ. Eu sper să și intre în ritmul care trebuie constructor. Domnule ministru, în județul Neamț e al doilea pod cu probleme. A apărut o gaură, județul Neamț, nu întâmplător vă dau acest exemplu, este condus de unul dintre colegii dumneavoastră, Ionel Arsene, care, mă rog, s-a suspendat din partid între timp. Dumneavoastră, ca cetățean, ca ministru, dacă mergeți în Neamț și treceți peste un pod, aveți curaj, aveți emoții? Bun. Hai să, dincolo de acel caz nefericit, cel pe care îl știm cu toți, eu îmi permit să privesc lucrurile în ansamblu. La CNAIR, vorbesc de drumurile naționale, există o procedură în care o direcție, cea de drumuri și poduri, se ocupă și nu doar de construcția a noi, care sunt prevăzute în proiecte aparte și așa, pasaje, poduri, ci și de expertize care se fac periodic la podurile și podețele deja existente. Astfel încât să vedem dacă acestea nu au fisuri, nu comportă anumite lucruri. Să știți că multe dintre ele, multe din această infrastructură este învechită. Eu știu că mi-au înjurături, de exemplu, pe Valea Oltului, fiind chiar în această perioadă lucrări de acest tip. Dar sunt absolut necesare. Astfel încât să evităm situații sau mă aduceți aminte, în urmă cu câteva săptămâni și chiar și acum se mai fac anumite lucrări, podul Băneasa. Sunt expertize care spun că trebuie să intervii
ca să preîntâmpin situații nefericite. Știu că acest lucru provoacă disconfort celor din trafic. Știu că ai nervi că stai, inclusiv eu, că stai o oră pe Valea Oltului, de exemplu, și până treci de punctul respectiv. E perioada cea mai potrivită în a face lucrări de acest tip, asta de acum, iar eu nu pot să-mi asum, eu și nici directorul de la CNAIR, să mă fac că nu văd că e nevoie de anumite expertize pe lucrări de acest tip și că din dorința populistă, dacă vreți, de a nu fi înjurat, să nu semnez sau să nu fiu de acord să se facă. Eu nu mi-asum așa ceva. În momentul în care vine cineva, în speță cei pe care i-am minteam mai devreme, spun că e nevoie să se intervină, sunt lucrări de urgență, expertiza asta ne spune cu toate riscurile. Eu cred că siguranța cetățeanului aflat în trafic e cea mai importantă. Și cu toată, dacă vezi, imaginea nepopulară pe care mi-o creez, cred că e mai corect așa. Domnule ministru, trecem și la partea politică. Dacă ați fi premier astăzi, ați invita UDMR să iasă de la guvernare? Și o să vă rog să-mi răspundeți după o pauză de publicitate. Revenim. Ne-am întors, așadar, domnule Grindeanu, vă întrebam dacă ați fi premier, nu vicepremier ca astăzi, ați da UDMR afară de la guvernare după scandalul declarațiilor de la Tușnad. Bun. Primul rând, am făcut declarații pe acest subiect. Am făcut și președintele României, Klaus Iohannis. Am declarat ceea ce cred că e chestiune inedită, că sunt 100% de acord cu ce a spus președintele. Președintele le-a cerut explicații celor de la UDMR. Corect. Răspunsul celor de la UDMR a fost că au plecat în concediu. Știu. Răspunsul totuși trebuie să vină. Și nimeni și nu e cu și nu privește nimeni cu pasiune, dar clarificări trebuie deci să vină subiectul. pentru că motivația e simplă. Declarațiile făcute de premierul ungar acolo, aș folosi un singur cuvânt. Au fost rasiste. Deci au fost rasiste, după din punctul meu de vedere, da. Și nu doar din al meu. Și am văzut nu doar în România, am văzut și alte poziții internaționale și care au sancționat. Și reacția lui Chelemen Hunor, cum vi s-a părut? Moale. Dar nu o spun eu. Am văzut o declarație a lui Marco Bella, fostul președinte UDMR, care spunea că cred că e nevoie de mai multă clarificare și că se așteaptă ca liderii UDMR să facă același lucru. Nu, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, acea clarificare e necesară. Dacă ea se va face, nu dorește nimeni să iasă UDMR de la guvernare. Deci nu vă doriți să scoateți UDMR de la guvernare? Bineînțeles că nu. Dar o clarificare, eu cred că e... Nu cred. Îmi doresc să existe. Și eu și alții. Această e această perioadă. Ieri am avut, săptămâna aceasta a fost ședință de guvern. Colegii de la UDMR, mare parte dintre ei sunt în săptămâna probabil pe care și-au luat-o ca pentru a avea concediu. Nu e o chestiune care să fie evitată. Eu cred că la prima ședință a coaliției va fi discutată. Am avut și președintele partidului meu care a fost într-o situație aparte, a avut COVID. Deci de aceea această ședință de coaliție, care se ține săptămânal, n-a avut loc. Dar va avea loc. De ce țineți atât de mult să guvernați împreună cu UDMR în condițiile în care alături de PNL, dumneavoastră PSD, alături de PNL și minorități, aveți cu vreo 60 de voturi mai mult peste limita majorității? Să știți că cel puțin colegii, și îmi permit să vorbesc, dacă vreți, de colegii, nu-i frumos ce fac, dar îmi permit să vorbesc de colegii din guvern. Sunt buni profesioniști. Relația UDMR. Da. Relația pe care eu, cel puțin ca ministru al transporturilor, o am cu colegii din UDMR, din guvern, este foarte bună și îmi doresc să continue.
De fiecare dată când avem proiecte comune, că vorbim de Ministerul Dezvoltării, cu care interacționăm mult, la fel cu Ministerul Mediului, când avem proiecte comune, de fiecare dată e un efort comun. Și nu, mi-ar părea foarte rău să fie... Scoși de la guvernare. Da. Nu, nu sunt de acord cu așa ceva, atâta timp cât există și vor exista acele clarificări. Absolut necesare. Ce șanse dați rotativei guvernamentale din mai 2023? Din punctul de vedere al meu personal, da, că nu pot să vorbesc. Eu cred că se va produce această rotativă. Se va produce, da. De ce nu? Și Marcel Ciolacu va deveni premierul României. E președintele PSD. Noi am avut experimente în care, inclusiv eu, am făcut parte din asemenea experimente, dar nu doar PSD-ul, și PNL-ul. Președintele de partid nu era și premier. Apare o zonă bicefală, dacă vreți, de conducere, ceea ce nu e productiv. Și atunci, cred că e corect, președintele partidului să fie prim-ministru. Potrivit surselor noastre, Insider Politic, la rotativa guvernamentală, dumneavoastră veți merge în locul lui Marcel Ciolacu la șefia Camerei Deputaților. Eu am învățat după experiențele trecute de prin 2017, sigur, n-au reușit să mă învețe să-mi țin de tot, să zic așa, să devin așa foarte fidel și să nu comentez absolut deloc. Dar am învățat totuși că atunci când sunt oameni mai mulți care încearcă să-ți explice că e ceva bine să faci versus anumite alte opțiuni, încerci să analizezi. Ce vă doriți? Să rămâneți la Ministerul Transporturilor sau să mergeți în fruntea Camerei Deputaților? E o proiecție pe care în acest moment mi-e greu să o fac. Pe de o parte am început și enumeram în prima parte a emisiunii dumneavoastră. Nu, nici măcar nu spun că le-am început eu. Dar cel puțin am făcut în aceste luni foarte mult push pe proiecte care sunt foarte importante și care mi-aș dori să le văd finalizate. Pe de altă parte, sigur, Camera Deputaților este extrem de importantă. Sunt parlamentar. E o chestiune și ar fi o onoare pentru mine ca toți colegii mei să mă susțină pentru această poziție. Dar e speculație. Haideți să vedem, pentru că asta nu înseamnă că nu pot să rămân dacă Marcel Ciolacu e primul ministru să se exclude sau... vom avea varianta în care eu neapărat trebuie să plec de la transporturi. Sunt și alți colegi ai mei care poate să meargă președința ai Camerei Deputaților. Nu e vorba despre asta. Dacă voi performa, fac treabă ca ministru al transporturilor, dar colegii mei vor considera că mai bine rămân acolo să termin anumite proiecte. Da, dacă vor fi alții care poate să vină cu un suflu nou, n-am niciun fel de problemă de acest tip. Există vreo șansă, vreun scenariu ca PSD să nu preia guvernarea în mai 2023? Pentru că tot aud aceste analize, cum că este o situație economică grea și PSD-ului nu-i convine să meargă la guvernare. Mai degrabă ar trece în opoziție. Păi suntem la guvernare. Să meargă să ia premierul. Noi ne asumăm lucrurile de la guvernare și acum, când prim-ministru e de la alt partid, nu de la noi. Nu fugim de deciziile pe care le ia guvernul României. Nu e guvernul PNL, nu e guvernul nici măcar PNL, PSD-ul, DMR. E guvernul României. Noi facem parte din această majoritate și ne asumăm deciziile pe care guvernul României le ia. Unele dintre ele luate de miniștrii PSD, alte de miniștrii UDMR sau PNL, vorbim totuși de guvern. Nu, eu cred că totuși clasa politică din România a câștigat un pic de maturitate. Sigur am vorbit și la dumneavoastră în emisiune, am mai avut experiențe în care s-au semnat anumite protocoale, s-au angajat anumite lucruri și peste 2 ani s-au schimbat. Și cei care au stricat acele lucruri au plătit politic într-un final.
cel puțin din partea noastră, din partea PSD-ului, vă asigur că suntem, și am dovedit acest lucru, suntem parteneri loiali, mergem înainte, e un protocol care e semnat. Dacă Marcel Ciolacu ajunge premierul României din partea PSD anul viitor, pe vremea aceasta, înseamnă că Marcel Ciolacu va fi și favorit pentru alegerile prezidențiale din partea PSD? Și dacă n-am fi la guvernare și am fi în opoziție și dacă ar fi fost invers lucrurile, ar fi dat prima dată PSD-ul primul ministru și în mai anul viitor ar fi fost rotativa și ar fi avut PNL-ul prim-ministru. În general, la PSD, președintele partidului este cel care candidează. Și se va menține această cutumă? Pentru că Marcel Ciolacu asta spune. A declarat de nenumărate ori că... Să rupem cutuma și să facem alegeri interne. Știu. Dar asta nu înseamnă că nu e un candidat valid. Și e favorit din punctul dumneavoastră de vedere? Oricine e președinte la PSD... Da, din această postură. Da. În această postură de președinte al partidului, după ani, când nu e președinte venit peste noapte. Da, e deja preluat... de 2 ani. Aproape 2 ani. În decembrie 2020. Da. Decembrie 2019, pardon, după alegerile prezidențiale. Sunt mai mult, că asta calculam, da. Aproape 3 ani se fac la finalul anului. Mai mult de 2 ani. În 2024, vă dați seama, sunt 5 ani de când ar conduce. Și eu cred că oricine ar fi, și aici nu vorbim de Marcel sau de Gabi sau de altcineva, oricine conduce Partidul Social Democrat, așa cum e organizat Partidul Social Democrat și își dorește, că e foarte important să și dorești acea funcție, pleacă din postura de favorit în interior ca și candidat pentru această... Dumneavoastră veți... Dar sigur am văzut poziția președintelui Marcel Ciolacu. O apreciez. Rezervată. Dumneavoastră veți intra în această competiție internă? Nu, am mai declarat. Nu vă interesează. Nu sunt în acest moment... Nu lucrez la acest profil pe care văd că... Sau văd că unii sunt foarte atenți în aș Și nu o spun într-un mod critic. Sunt foarte atenți în a-și construi acest profil. Nu, fac treaba acolo unde sunt în acest moment, la Ministerul Transporturilor. Dacă planul se va hotărâ altceva, foarte bine. Dacă nu, nimeni nu e de neînlocuit, domnule Zachman, și știu foarte bine acest lucru pe propria piele. Adică suntem într-o chestiune în care nu e foarte strictă. Gabriela Firea vorbește deja despre o candidatură comună PSD-PNL la primăria Capitalei și ea să fie candidatul comun. Vedeți șanse aici? Am văzut ce a declarat Gabi. În primul rând, eu cred că nemeritat a pierdut în 2020. A pierdut, acum merită. Dar a pierdut, așa cum spuneți dumneavoastră. Și își dorește. Conform propriilor declarații, în acest moment eu cred că are cele mai mari șanse, fie că e candidatură comună, fie că nu e candidatură comună. Oricum, Gabi Firea are cele mai mari șanse de a reveni în această postură, ceea ce e un lucru bun. Asta ar însemna și o candidatură comună PSD-PNL la parlamentare? Eu nu sunt susținătorul acestui proiect și n-am auzit pe cineva care să susțină acest proiect. Mai sunt liberali care mai vorbesc pe surse că s-ar putea relua USL-ul din 2012. Nu e un proiect care să aibă viitor, ceea ce spuneți dumneavoastră. Și mă explic. Totuși vorbim de cele mai puternice partide din România în ultimii 25 de ani, da? Eu cred că pentru dreapta PNL-ul este definitoriu, pentru stânga PSD-ul. Avem această conjunctură în care s-a format această alianță. Nu trebuie să ne depărtăm totuși de propriile bazine electorale, cel de stânga, cel de dreapta. Și ca principale forțe pe aceste zone, cred că trebuie să și delimităm foarte bine lucrurile. Eu nu văd în acest moment acest proiect ca unul viabil, cel de a avea candidaturi comune la parlamentare. Și nici la prezidențiale?
Nu, nu văd. Nu. Deci fiecare trebuie să-și facă, și am mai spus lucrul ăsta. Domnule ministru, mai avem câteva minute, aș vrea să mai ating un subiect legat de metroul din București. Ați declarat recent că nu mergeți cu metroul și că nu ați circulat, nu circulați cu mijloace de transport în comun. Nu, am declarat că nu am circulat cu acest mijloc de transport în comun recent. Cu alte mijloace circulați? Sigur, dar am fost, nu merg nici cu iahtul. Dacă tot vorbim de mijloace nu de transport. Păi dacă tot vorbim, am văzut că e o întreagă dezbatere. În zona în care stau, nu e metrou. Chestiunea asta, reluată la nesfârșit, mă face să mă gândesc dacă totuși nu trebuia să mint, să spun că merg cu metrou. Nu, am fost sincer și am spus că n-am folosit în ultima perioadă metrou bucureștean. Nici n-am făcut facultatea în București, am făcut-o la Timișoara. La Timișoara nu există metrou. Adică eu cred că am fost cât se poate de corect. Nu înseamnă că nu știu problemele de la metrou. Dar cu trenul, nu știu, cu avionul, mergeți, ce ține de Ministerul Transportului? Chiar și mai conduc spre disperarea celor care își fac treaba până la urmă, cei de la SPP. Câteodată... Conduceți dumneavoastră până conduc acasă. Eu și îmi place lucrul ăsta. Dar și dacă n-aș merge, și dacă n-aș conduce, și dacă n-aș fi mers cu avionul, nu înseamnă că nu știu problemele, dacă asta vroiau să scoată în evidență unul. Nu înseamnă că nu știu că anul trecut, de exemplu, metrou n-a avut buget. Așa, acea super competentă echipă care acum țipă, este primul an din mulți ani în care Metrorex-ul n-a avut buget aprobat până la sfârșitul anului, domnule Zachman. 2. Toate datoriile către firma de mentenanță, care a dus la o reducere a acelui contract, într-un final a dus la o frecvență mai scăzută a trenurilor, sunt facturi din 2021. Nu s-au plătit. Știți cât era suma la finalul anului 2021 către firma care asigură mentenanța? Aproape 200 de milioane. Atâta n-a plătit. Deci și acum tot... Cătălin Drula asta. Nu îi reproșez la Cătălin Drula. Aș vrea să iasă din această ipocrizie, să mă contrazică. A avut întrebare simplă sau întrebări simple. Da. A avut buget Metrorex anul trecut? Da sau nu? 2. E adevărat că la sfârșitul anului 2021 au fost aproape 200 de milioane datorii către firma care asigură mentenanța la metrou în marele mandat a dânsului. Această ipocrizie și aceste argumente, eu înțeleg jocul politic și înțeleg că sunt în acest joc de ceva vreme, să înțeleg că rolul opoziției e să țipe. Mă așteptam să fie totuși una constructivă. De asemenea, mă așteptam la un răspuns constructiv din partea Primăriei Generale a Capitalei. De ce vă spun acest lucru? Pentru că eu cred că transportul în comun în București trebuie să fie tratat ca un sistem integrat. Metrou și autobuz și STB și toate celelalte lucruri. Nu poți să rup metrou. Iar acest sistem integrat poate fi făcut doar la Primăria Municipiului București. Au fost miniștri mulți înaintea mea care n-au vrut să... Deși alți primari generali au cerut doamna sunt Firea, dispus, domnul Oprescu, da. Da, sunt dispus la aceste discuții să găsim cea mai bună soluție. De unde această iritare? De ce nu discutați cu Nicușor Dan? Am făcut această invitație publică, mi s-a răspuns într-un mod politic, dacă vreți, că am eu ceva cu bucureștenii. Da, am cu bucureștenii. Îmi doresc să aibă un sistem integrat de transportul. Da, din 2012... Nu trebuie să plătească transportul bucureștenilor. Am spus iarăși un lucru corect, domnule Zachman. Și anume faptul că dacă discutăm de un transport integrat, sistem de transport integrat, care să cuprindă și metroul, acest sistem trebuie să se susțină și din punct de vedere economic. Anul trecut, de exemplu, metroul din Madrid a fost pe plus 10 milioane de euro. Nimeni nu-și cere să faci extraordinare performanțe economice, că vorbim de transport în comun. Dar eu cred că asta este abordarea corectă. Să știți că nu se vine de la bugetul de stat să se subvenționeze transportul în comun la Suceava, la Timișoara,
La Cluj se face metrou. La Cluj se face prin PNRR metrou. Din banii guvernamentali și din banii mei se asfaltează o uliță din nu știu ce sat al unui baron local prin acest program Angel Salini. Da, numai că și acolo există comunități locale care trebuie să fie ridicate. Bucureștiul și zona Ilfovului este zona care duce undeva la 27% din PIB. Deci are potențial economic. Primăria municipiului București este cea mai bogată primărie din țară. Vorbim, eu nu vreau să fac aici dispute între bănățeni, moldoveni și bucureșteni, nu ăsta e rostul. Eu am dat acest exemplu, dacă vreți, un pic extrem, tocmai pentru a scoate în evidență ceva ce-mi doresc. Să avem acest sistem integrat de transport, să-l așezăm economic corect și să vorbim despre viitor, nu despre chestiuni politice, că nu așa poate fi abordat și rezolvat această problemă. Am ajuns la final, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Ultima rubrică, una din două, rapid, tren sau avion? Mașină. Highway to hell sau drumurile noastre toate? Highway to hell. Mircea Joana sau Victor Ponta? Marcel Ciolacu. Deputat sau ministru? Deputat. Victor Orban sau Ludovic Orban? Niciunul. Mamaia sau Delta Dunării? Ambele. Lei sau euro? Lei. Nicușor Dan sau Dominic Fritz? Niciunul. Steaua sau FCSB? Poli Timișoara. Hamburger sau pleșcăviță? Pleșcăviță. Atât pentru astăzi, am ajuns la final. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența la Insider Politic și vă mai aștept la Prima TV. După pauză, discutăm cu scriitorul Mircea Dinescu despre secetă și apă de ploaie. Revenim!